Prieteni, mai sunt câteva zile până la Crăciun, așa că v-am propus astăzi trei interviuri memorabile și vom începe așa cum se cuvine, să începem foarte puternic, la cel mai înalt nivel, așa că astăzi vă invit să mergem la Cluj alături cu, de toate gândurile și toate, cadourile pe care ni le face maestru Dorel Vișan de fiecare dată când apare în public, nu numai prin rolurile sale pe care le vedem la cinemaraton, în filme noi, în filme vechi și așa mai departe. Bun găsit, maestre! Bine v-am întâlnit! Cum sărbătoriți Crăciunul? Ce faceți dumneavoastră de Crăciun? Mâncați mult? Așteptați cadouri sub brad? Cântați colinde americane? Ce faceți, maestre? Doamne, am auzit acum într-o zi o televiziune care a spus: vă pregătim un Crăciun magic. Da. Și am râs singur. Pentru că noi nu mai putem avea un Crăciun magic, pentru că am distrus magia. Da. Am distrus magia. Noi putem avea un Crăciun, cum a zis Păunescu într-o poezie, un Crăciun trivial. Da. Sărbători triviale are Păunescu, Adrian Păunescu, o poezie. Ea este pentru Paști, dar se potrivește și pentru Crăciun. Deci, Crăciunul și Paștele sunt sărbători cosmice. De-aia sunt puse, ai văzut, la distanță egală în an. Da. Pentru ca magia nașterii Domnului să țină în sufletul omului până de Paști, unde vine magia învierii, care ține pe urmă până de Crăciun. Dar atâta timp cât Moș Crăciun vinde loz în plic, începând din iunie, cu crăciunițele în bikini lângă el, cum să mai fie magia Crăciunului? Am fost duminică la o biserică, la Secel, aici, către Băișoara, la Cluj. E un preot acolo minunat, Părintele Bogdan. Și au venit niște tineri care au colindat superb, superb. Și am vorbit și eu un cuvânt de învățătură și așa s-a emoționat lumea că a plâns. Și a spus așa, un moment n-am mai avut de mult. Ei, asta era Crăciunul. Odată era importanța nașterii Mântuitorului, a doua oară era o formă de smerenie a omului. La noi în sat, colindele nu se colindau numai în seara de 24. Atât. Spunea că dacă colinzi în alte zile, ți se fac buboaie. Și copiii, tineri, învățau colinzile, le repetau începând de pe la 1 decembrie, dar ele nu se colindau decât în seara de 24, când era ajunul. Tot satul răsuna că erau grupuri de colindători, mai mici, mai mari, mai, spre ziua mai în vârstă. Era într-adevăr o magie. Era într-adevăr o sărbătoare a sufletului, o sărbătoare divină. Nu mai este. Acum este o masă plină de toate bunătățurile, fără să fi postit, fără să fi avut perioada aceea de curățenie care se face de obicei prin post. Deci Crăciunul, după credința mea, este doar un moment de folclor. Da, dureros, dar foarte corect spus, deși poate că acasă, în intimitatea căminului dumneavoastră, Crăciunul poate să capete din nou una anumită magie, așa cum poate fiecare dintre cei care ne urmăresc acum îl ascultă pe maestru și Vișan și zic, ia să lăsăm noi mai moale cu una cu alta și să... Nu, așa, da, vreau să spun că nimeni nu mai poate face ceea ce spui, deși ar fi frumos să facă și mă bucur că o spui. De ce? Pentru că românul nu mai poate
înțelege adevărul vieții. În acești 30 de ani, atâtea minciuni peste adevărul și adevărul peste minciuni, încât am rămas numai la minciună. De ce nu poate fi o seară adevărată, magică? Pentru că copiii noștri, nepoții noștri, nu mai înțeleg adevărul Crăciunului și adevărul nașterii Mântuitorului. Adevărul este de două feluri. Este adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu în sine, unde omul nu are acces și înțelegere. Și este adevărul uman, care este legat de vreme, de timp. Cei care n-au trăit în perioada comunistă nu știu ce a fost atunci. Și din auzite sau din imaginația lor spun niște prostii mai mari decât ei. Cei care au trăit și trăiesc și acum cunosc două adevăruri. Unul care a fost atunci, unul care a fost, care este acum. Aici este problema. Așteptăm acum alegerile. Uite că vezi că trecem de la o treabă la alta. Așteptăm alegerile. Am văzut deja că televiziunile pregătesc portretele celor care vor participa la președinție. Vreau să vă spun că toți sunt foarte buni, dar niciunul nu-i pregătit. Din păcate, maestre, pentru că s-au adunat atâția ani. Da. Din păcate. Da, nu, îți spun de ce nu-i pregătit. De ce? În țările orientale, în China, în zona aceea acolo, comandanții militari și împărații se pregăteau de mici pentru a înțelege sensul, așa este, și rosturile dreptății, a dreptății. Dreptatea este legea fundamentală a adevărului. Și acolo unde nu este dreptate, acolo își face loc minciuna. Maestre, aici este problema. Deci nu vreau să intrăm, nu vreau să intrăm în treburile astea, vreau să rămânem totuși așa la, așa este, la un nivel mai ca să zic așa, în zona credinței. Așa este. Ca să aici vă pot completa, știm foarte bine că în general China, da, își face planuri pentru 50-100 de ani și se ține de ele și atunci ei se pot pregăti. La noi ai în fiecare văzut? An nici nu știi de unde s-o, da, iei mai bine ca, nu, să fie. Noi nu ne noi nu ne facem plan de vineri pe sâmbătă. Așa este. Da, să știți că, da, ne ajută și celebrul Woody, da, Allen, care a zis că dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, să-i povestești de planurile tale. Da. Dacă vrei să-l faci pe Dumnezeu să râdă, trebuie să-l asculți. Aia e. Ascultarea. Din cauza neascultării a căzut bunicul Adam și din cauza ascultării a venit Iisus cu învierea și cu împăcarea între noi și Dumnezeu. Numai că lumea nu l-a înțeles pe Iisus. Și Iisus știe că lumea nu l-a înțeles. Și are o tânguire care îți vrea să ți-o spun. Vă rog. Ca să vezi că lumea nici până astăzi oamenii nu l-au înțeles pe Iisus și nu l-au urmat. Dacă îl înțelegeau, nu îl băteau în cuie. Și Iisus spune așa: m-ați numit Domn, dar nu vreți să fiți supușii mei. M-ați numit lumină, dar nu m-ați văzut. M-ați numit cale, dar nu m-ați urmat. M-ați numit adevăr, dar nu m-ați crezut. M-ați numit viață, dar n-ați vrut să vă bucurați. M-ați numit atotputernic, dar n-ați urmat învățăturile mele. M-ați numit judecător drept, dar nu vă e frică de judecata mea. M-ați numit mântuitor, dar nu vreți să vă mântuiți. Și lumea nu vrea să se mântuiască. Dimpotrivă, este într-o mare cădere. Este pe drumul animalizării, așa cum a mai fost și altădată. Oamenii au început să uite și au uitat sentimentele cele mai pure ale căldurii umane, ale apropierii umane, iubirea pe care a adus-o Dumnezeu.
Iisus. Rudenia, uitați cum se ceartă rudele, nu mai există rudenie. Apropierea, iertarea, suferința. Un înțelept francez spune: suferința este câinele ciobanului necunoscut care conduce turma oamenilor. Ce frumos! Ca să înveți să suferi și să înveți să mori, trebuie să cunoști disciplina eternității. Nu o mai știm ce aia. Nu mai știm că noi ne facem eternitate aici pe pământ, din zona virtuților în care lucrăm. Pentru că nedreptatea, de-aia tot bat cu nedreptatea asta, Cristi, că o să devin apucat. Nedreptatea este esența falsului. Și orice cuvânt fals este o nedreptate. Dar s-a ajuns să se facă nedreptate și să se acopere cu legea. S-a ajuns să se spună calde și negre despre cinste și să se fure și foarte multe alte lucruri. Nu mai vreau să intru în ele, că aș vrea acum să rămânem totuși într-o zonă a credinței în preajma sărbătorilor de Crăciun. De fapt, deci vezi cum s-a schimbat lumea? Așa e. Mi-ați spus înainte de interviu să vorbim despre cele sfinte. Hai să vorbim acum, că după aia mai avem și lucruri foarte utile, practice esențiale pe care vi le spune maestru. Vă rog. Dar eu când ți-am spus vorbim de cele sfinte, am făcut și ghilimetele de rigoare. Deci cele sfinte erau ale noastre, necazurile pe care le avem. Știi de unde vin toate suferințele și toate durerile și necazurile oamenilor? Din două izvoare. Unul că a întors spatele divinității lui Dumnezeu și al doilea că am încălcat legile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru armonia Universului. Omul trebuie să fie mereu în contact cu divinitatea. Pentru că momentul când iese din acest atot unit, iese din adevăr și intră în minciună. Deci credința nu e o problemă de biserică sau de religie. Nu! Credința în Dumnezeu e o problemă de existență. Pentru că eu când mă duc la biserică, spuneam și asta la biserică duminică, nu mă duc să-L găsesc pe Dumnezeu acolo, ci să-L slujesc, pentru că mă duc la biserică cu Dumnezeu în mine. Deci Dumnezeu este în mine când eu mă duc la biserică. Acolo nu mai-L slujesc, ca să mă întorc de acolo cu un gând, cu un cuvânt frumos pe care îl rețin, care l-a spus Părintele în cuvântul lui de învățătură sau învățătura evanghelică. Asta e rolul. Dacă de la biserică vii cum ai plecat, mai bine nu te duce. Stai acasă și fă altceva. Asta e rostul bisericii. Așa este. Pentru că am vorbit despre credință, dar suntem chiar în ziua de 22 decembrie 2023. Unii își aduc aminte, alții nu își aduc aminte. Mi-aduc aminte că acum vreo 16-17 ani am văzut o piesă de teatru pusă de Florin Cănescu, O zi din viața lui Nicolae Ceaușescu. Erau foarte mulți copii de 20 de ani care se uitau la noi ca la OZN-uri, zâmbind la clișeele suferințelor noastre de pe vremuri. Și atunci vă întreb, de ce ar trebui să ne fie dor și unde n-o să ne mai întoarcem niciodată? Să ne fie dor de adevăr, de adevărul vieții. Este exact ce spuneam mai devreme. Tinerii aceia n-au înțeles adevărul acelor vremuri. Pentru că, Cristi, îți dau un lucru cel mai elementar. În vremea aceea eram student, între 65 și 80, după plenara de la, s-a stricat după plenara de la Mangalia, era în România o viață excelentă.
Nimeni nu vorbea de pensii. Pensiile erau făcute, erau atâta cât se poți trăi. Astăzi sunt televiziuni care în fiecare zi au o emisiune despre pensii fără să spună nimic. Cam așa. Și atunci ce făceam? Dimineața când mergeam la institut, mâncam un iaurt în borcan de sticlă, făcut din lapte, nu din alte, cum să spun, furaje dubioase. Mâncam un corn făcut din făină integrală, excelent, și nu de la de-l strângeai și făceai un boz din el, și mâncai 100 de grame de parizer. Era parizerul ăla gros. Da, bun. Care era extraordinar de gustos și de sănătos, pentru că avea o rețetă omenească în el, nu o rețetă a înșelăciunii care o are astăzi. Că nu-l mănâncă pisica. Și atunci, cum să-l mănânci tu? Asta e diferența. Tinerii de astăzi nu știu treaba. Se duc, mănâncă iaurtul care e cu ăla acolo, mănâncă pâinea aia mizerabilă și mănâncă și salamul. Dar hai să nu vorbim de asta, că ai văzut, orice facem, tot cădem în mizeria asta. E adevărat. Auzi, eu fac acum un... Că mi-ai zis că... mi-ai zis că... Arătați foarte bine. Lăudat. Da. Da. Ce vreau să spun, că eu fac niște exerciții... Vă rog. Care sunt pe dorelvisan.ro, deci pe fundația mea cu numele meu. Așa. Exercițiile se numesc Revenirea figurii tinere. Sunt niște exerciții care se fac pe masaje, pe față, pe cap, în fiecare zi, și îți menții sănătatea. Cum faceți? Cum sunt exercițiile? Dacă te și aliment. Cum sunt exerciții? Nu pot să-ți le explic. Nu pot să-ți explic acum, că sunt complicate. În ea este și exercițiul ăsta care ți l-am mai arătat odată, care dacă îl faci de 200 de ori, când te apucă ăsta strănutul și scurge nasul, a doua zi nu mai intri în răceală dacă faci ăsta de 200 de ori. După masa când te-a apucat. Uite, un exercițiu. Așa. Este trecut în aceste exerciții. Da. Deci ai văzut? Noi ne-am îndepărtat de noi. Ne-am îndepărtat de natură. Pentru că noi suntem natură. Noi avem aceeași celulă cu ursica, cu păduchele și cu elefantul. Cu mici modificări, bineînțeles. Da. Dar nu ne mai hrănim cum trebuie. Și stresul ne mănâncă, cum zicea maică-mea, ne mănâncă și ne gată. Ne cam gata. Maică-mea avea vreun necaz. Apropo de gata, zicea așa, vreau să vă aduc aminte că acum aproape o lună de zile o artistă foarte, foarte talentată din România s-a luptat, dar ea a pierdut bătălia cu o boală cu care ați luptat și dumneavoastră. Numai că dumneavoastră sunteți un exemplu viu al echilibrului și al victoriei, iar Rona Hartnett, despre care vorbesc acum, a pierdut această bătălie, e adevărat, în urma, așa cum s-a și văzut, unor mari supărări în interiorul familiei care vizau cele mai dragi persoane din viața ei, adică chiar fiica ei. Deși ea, în ultima perioadă, s-a întors și în fiecare zi se ruga la Dumnezeu și spunea: mă simt din ce în ce mai bine, m-am ridicat din pat. S-a ridicat, a avut câteva, o săptămână sau două în care era ca înainte, după care a venit lovitura finală. Ce trebuie făcut? Cum trebuie făcut, maestre, astfel încât să... Cristi, vreau să spun un lucru, a început prea târziu. Vreau să spun un lucru. Fiecare fenomen sau fiecare lucru care se perimează, care se distruge, are un punct critic. În momentul când distrugerea a depășit punctul critic, nu mai este cale de întoarcere. Da. Asta trebuie să fim atenți și cu țara. Și cu țara. Pentru că așa cum suntem noi acum, limba română în 20 de ani poate deveni folclor dacă nu ne ocupăm de ea. Dar fata asta a omorât-o stresul, gândurile de durere și de supărare. Gândurile de durere și de supărare creează acea urâțenie care se numește bătrânețe. Sau creează acea stare care noi o numim boală.
care de fapt este o dereglare energetică și care se poate regla la loc. Dar ea trebuie începută ceva mai devreme. Deja era prea târziu. Deși să știi că sunt, chiar acum am participat la un congres la Sibiu, la vindecările astea holistice, și sunt lucruri, boli foarte grave care se pot vindeca într-un minut, prin puterea gândului. Dar aici trebuie să știi să umbli la energie și trebuie să știi să rămâi în contact cu divinitatea. În Japonia se spune așa, boala intră prin minte și iese prin minte. Deci noi nu facem, noi nu scoatem. Așa este, dar nu știm, nu mai știm. Noi ne-am îndepărtat de natură. Noi nu știm că, de exemplu, o plantă care se numește echinacea are aceeași influență ca și interferonul, dacă o folosim. Echinacea este cea mai puternică plantă pentru refacerea sistemului imunitar. Noi nu știm că foarte multe femei se îngrașă, foarte multe femei au probleme glandulare și nu știu că există o plantă care se numește brânca ursului și care, folosită așa cum trebuie, îi reglează tot sistemul endocrin. Și atunci se reglează și tiroida, că în general tiroida face pe nebuna. De acolo vin necazurile. Deci trebuie să reglezi întregul sistem și atunci se echilibrează. Ăsta este sensul vieții, armonia. Dar noi prin tot ce facem creăm dezarmonie, creăm dezacord. Și asta a fost și ea. A avut necazuri, știu că a avut probleme, da, care au băgat-o în gânduri dureroase și de supărare. Am cunoscut pe cineva, Cristi, un om credincios și în zona morală funcționa. Și odată l-a lovit pe tatăl său la un scandal în familie. Și atât a regretat și atât s-a chinuit încât a făcut cancer. Din cauza aceasta. Și a și murit. O leucemie. Deci gândurile noastre de supărare ne dau această bătrânețe care nu este deloc spirituală. Știi ce-i tinerețea, Cristi? Ce e? Rădăcina lui Dumnezeu în om. Ce frumos! Asta are de-aia trebuie să fim mereu tineri, să ne păstrăm mereu tineri. Să nu ne spunem tot timpul vârsta. Noi români avem o prostie. Toată ziua, un bătrân de 52 de ani s-a bătut cu mașină cu unul de 53 de ani și la de 52 până la de... Doamne, momentul când spui vârsta, mintea te setează. Așa este. Acolo care ai spus, spui așa, am 75 de ani. Cât are ăsta, mă, tântălău ăsta? 75. Setează-l la 75. Să nu mai vadă scările. Așa este. Deci noi ne facem, nu ne cunoaștem. Și dacă noi nu ne cunoaștem, atunci nu-L cunoaștem nici pe Dumnezeu. Ce a zis Iisus când i-au spus farisei, cine este tatăl tău? A zis, dacă m-ați cunoaște pe mine, l-ați cunoaște și pe tatăl meu. Deci aici este problema credinței. Ca cel care cunoaște cu cel care este cunoscut să fie una. Da, suntem departe, Cristi, de treaba asta. Maestre, pentru că biserica singura este... Da. Vă aud, spuneți de biserică, da. Și după aceea vă pun o altă întrebare, vă rog. Spuneam că biserica a rămas singura instituție care se mai ocupă de sufletul omului. Și biserica este hulită. Pentru că și acolo mai sunt niște lucruri care ar trebui curățite. Mergeți să vedeți filmul 21 de rubini.
Și o să vedeți că nu împotriva bisericii și nu împotriva credinței, ci este pentru curățirea bisericii, ca prin ea să ne putem curăți și noi. Asta este, dar nu mai vedem, pentru că orbii conduc pe orbi și cu toții vom cădea în aceeași prăpastie, dacă mergem tot așa. Deci aici sunt problemele. Trebuie să ne întoarcem. Crist, dacă nu ne întoarcem înapoi la divinitate, la simplitatea aia care o avea țăranul, dacă nu ne întoarcem înapoi la rânduielile bătrânilor noștri, vom dispărea ca oameni. Vom ajunge niște animale și suntem pe drum, nu suntem departe de punctul critic, da, ca să nu mai putem veni înapoi, dacă nu cumva l-am și depășit. Deci asta era Crăciunul, ăsta era rostul Crăciunului, de a ne împrospăta memoria sensibilității a sufletului nostru cu faptul că a venit cineva care să ne ridice necazurile și păcaturile. Și lui a zis, l-ai ridicat? Foarte bine, să fii sănătos. Acum putem face altele. Da. Deci, toată treaba vine de la om. Omul face și ordinea, omul face și dezordinea. Ar trebui o țară, când este ca a noastră, în cădere, ar trebui să-și folosească oamenii luminați, oamenii înțelepți. Numai că omul ăsta înțelept, atunci când îl cauți, atunci nu-l găsești. Și spun de ce. Pentru că într-o lume în care funcționează minciuna, în care funcționează lipsa de experiență, în care funcționează în zona mediocrității și a nepriceperii, această lume este foarte periculoasă. Iar cei înțelepți știu acest lucru. Ei ar intra în luptă, dar nu le convin armele cu care trebuie să lupte, pentru că nu sunt de demnitatea lor. Deși noi românii, prin felul cum ne tratăm limba și bătrânii și strămoșii și țara, ne-am pierdut demnitatea. Suntem un neam fără demnitate. Atâta timp am văzut acum la Alba Iulia, am asistat la defilarea armatei. Defila armata și în spatele ei vedeai inscripțiile toate în limbi străine. Nu știai unde-i defilarea aia. La New York sau la Londra? Păi de ce? Trebuia să vezi inscripțiile în limba țării. Vreți să nu ne zic... mai gândim la lucrurile astea. Ar trebui să ne gândim. Vreau să vă spun că există o reclamă, un spot publicitar la radio, în care o doamnă îi spune unui domn care nu prea era foarte, cum să spun, îi părea destul de ezitant în a se apuca de treabă. Și doamna spune ceva ce mie mi se pare un monstru. Deci eu când aud, apropo, mi ies buboaiele pe piele, zice, it's a must să termin proiectul până diseară. Mi s-a părut cumplit. Dar de ce să folosești acest it's a must când există cuvinte atât de normale, frumoase, fluente și de înțeles în limba română? E ceva frumoase, cumplit. Și de frumoase în limba română. Dar asta și e. voi televiziunile, spuneți breaking news. De ce spuneți breaking news? Asta spun cei care vorbesc limba engleză. La noi se spun știri, știi în carde, știi de seară, telejurnalul de seară. De ce spunem noi că am avut lucruri atât de frumoase? Luna ieftinirilor, luna cadourilor. Uite ce frumos e luna cadourilor. Și noi spunem Black Friday. Ce e aia? Așa e. Mai în primul rând că e și o expresie urâtă. Așa e. Și ea, de-aia se refera la vânzarea sclavilor. Așa este. De acolo a venit. Și noi o folosim ca, vezi, Doamne, cum ne mândrim noi că mergem la Black Friday fără să știm ce e aia. Ai văzut ce popor lipsit de demnitate? Așa este. Ai văzut ce conducători avem care nu mai gândesc românește?
Aici este problema țării. Maestre, aici ar trebui să acționăm. Da. Avem conducătorii pe care cu siguranță îi merităm, dar atenție mare! Vreau să vă rog, două, trei întrebări mai am, pentru că discuția este absolut minunată. Vreau să vă spun lucrul următor. Apropo de conducători, în anul care se încheie, parcă niciodată, și am făcut apropo de vârstă 50 de ani, deci nu mai sunt chiar un copil, nu am văzut atâta răutate, intoleranță și venin pe aceste rețele sociale. Oameni de o vârstă respectabilă ajung să spună cele mai îngrozitoare blesteme sau prostii legate de copii sau de oameni tineri pe care nu-i cunosc, care nici măcar n-au făcut o greșeală, decât că există și spun ceva. Suntem tot mai răi și tot mai intoleranți. Păi cum să nu ne îmbolnăvim, nu? Resti, libertatea politică produce dorința de chiverniseală. Uite-te la toți comandanții noștri care au trecut prin guverne, prin miniștri, președinții în Parlamentul României. Toți, într-un fel sau altul, s-au îmbogățit prin jaf, prin șmecherii. Jaful, suspiciunea și șmecheria sunt semnele unui neam care decade. Unui neam care e pe marginea prăpastiei. Ei, această pornire de îmbogățire care devine idolatră, adică averea devine un idol, banii, pământul și funcțiile, astea îl fac pe om să-și schimbe natura, să-și inverseze natura lui, să se umple de obiceiuri și de gânduri rele și să nu mai poată să-și înfrâneze pornirile, pasiunile și patimile. Și atunci intră în boala spiritului. Acum noi, toate bolile care sunt ale trupului vin din bolile spirituale, din gândire și din felul cum ne manifestăm. De ce? Prima boală aceasta este lăcomia de mâncare. Uite-te la voi la televizor cum mănâncă toți, cum le pun, cum dispar cremul, știi, de pe masă. Nimic nu e cum să fac. Numai cum să dispară în mațul nesăltul al omului, cum spunea Ion Creangă. Deci lăcomia de mâncare, lăcomia de bani, viața destrăbălată, tristețea, ura, achedia, care nu pot acum să o explic, e o treabă mai lungă, dorința de glorie și iubirea de sine. Nici o boală nu-l macină mai necruțător pe om decât negheaba iubire de sine. Toți ăștia care sunt la conducere să iubesc pe ei. Ei vorbesc de cinste și de demnitate și pe urmă fură. Ei vorbesc de vicii și pe urmă le fac în particular. Le condamnă în fața lumii. Uite ce se întâmplă astăzi. După privatizare, după restituție în integrum, care au distrus România, vine o distrugere și mai mare. Drogurile. Deci am crescut un tineret care nu mai știe pe ce lume trăiește. Așa l-am crescut. Noi, nu ei de vină, noi. Nici familia, nici școala, nici societatea, nici biserica, nici organizațiile de tineret nu se mai ocupă de partea sufletească. Problema drogurilor în România, am văzut acum că e o tendință și mai negheabă. Vor să anumite droguri să le legalizeze, că atunci nu le vor folosi oamenii, vezi, Doamne. Problema drogurilor va distruge acest neam. Așa. Pentru că proporția deja de elevi și de copii
care folosesc droguri sau au încercat măcar o dată, este la 80%, dacă nu cumva e depășită. Cu câțiva ani am mers cu regizoare la Spitalul Nou. Am vrut să facem, acum vreo 20 ceva de ani, să facem un film despre drogați. Atunci a apărut să rătreabă. Și directorul de acolo a fost foarte amabil și ne-a prezentat la o profesoară care era șefă la secția de drogați. Și profesoara ne-a spus următorul lucru, a zis: domnilor, eu am lucrat înainte la secția de alcoolici. Și acolo, din 10 alcoolici, 6 se îndreptau. Aici sunt de 3 ani și încă n-am îndreptat nici unul. Îngrozitor. În 3 ani viața mea s-a irosit în această secție de dezintoxicare, în care îi dezintoxicăm, pleacă și peste 3 săptămâni, o lună, sunt înapoi în salon. Și noi vrem să facem centre de dezintoxicare. Foarte bine să le facem, că sunt necesare, dar noi trebuie să distrugem rădăcina, cauza, nu efectul să-l încălzim. Trebuie să-i distrugem pe cei care aduc droguri în România și pe cei care le împart. Dar nu cu închisoare. Nu cu închisoare. Săptămâna trecută am venit din Dubai. Primul anunț pe care l-am primit pe telefon a spus: fiți atenți că în această țară drogurile se pedepsesc cu pedeapsa capitală. N-am văzut niciun drogat. N-am văzut niciunul pe motoretă aia, tricicletă, cum e, care umplă acum ca să... Nu, ai văzut? Deci trebuie distrusă cauza și atunci efectul dispare. Dar nouă ne convine să nu o distrugem, pentru că avem și noi un pic de parte de acolo. Da, maestre, aici, da, sunt problemele. Știți ce se întâmplă? Ai. Eu cred că n-am trăit atâtea milenii de civilizație. Dubaiul este o descoperire a ultimilor 50 de ani. Ei au în continuare niște structuri care vin din spate în istorie. Cred că n-am trăit atâtea sute de ani de drept, astfel încât moartea să rezolve, sau pedeapsa capitală să rezolve o problemă. Eu cred că nu așa se va ajunge. Dar aveți dreptate că ceva trebuie făcut și ceva foarte ferm, drastic și mers până la rădăcină. Aveți totală dreptate, pentru că am un băiat de 12 ani și încerc să-l pregătesc pentru lumea care va urma. Mai avem câteva minute și acum ați spus lucruri. Are lumea la ce să se gândească? Cristi, da. Să știi că Dumnezeu pedepsește oamenii care se îndepărtează de El cu evenimente urâte și cu boli. Da. România este o țară bolnavă. Am ajuns la principiul acela că o țară bolnavă este mai rentabilă decât o țară sănătoasă. A spus cineva lucrul ăsta. Și uite, la noi se întâmplă. Așa e. Problema asta a drogurilor este cea mai... Eu știu că am văzut în Thailanda și în Cambodgia și am discutat cu oameni și am întâlnit oameni cu care am vorbit și a spus: nu se poate numai tăiat, pentru că e vorba de foarte mulți bani, e vorba de foarte mare câștig și omul se aruncă acolo că o să-i vină norocul. Deci oamenii aceia trebuie distruși. Distrugem 100 de oameni, îi spânzurăm în piața publică. Nu îi spânzurăm, maestre, lăsați că poate găsim altă soluție. Auziți, hai că poate găsim altă soluție. Îi ducem undeva, cum l-au dus pe Napoleon, pe o insulă. Îi lăsăm să trăiască într-o anumită zonă, să simtă aceea penitență, dar să nu luăm viața nimănui. Da. Da, dar Napoleon acolo pe insulă, știi cu ce s-a vindecat? Cu ce? Cu lapte de capră. Bun. Laptele de capră nefiert, băut cât mai aproape de mulți, vindecă cancerul în 90 de zile. Deci, Napoleon avea o boală de intestine. Interesant. Avea un necaz. Și el cu lapte de capră s-a vindecat. Deci, vezi, și el a apelat la natură. Vedeți? Vreau, ultimele 2-3 minute, maestre, eu vreau să mă așez la masă cu Dorel Vișan
Nu știu dacă neapărat în noapte de Crăciun, dar în general mă așez la masă și mă uit cine servește și zic: vă rog să-mi dați ce mănâncă și maestru Dorel Vișan. Deci ce o să servesc? Ce mâncați dumneavoastră? Da. Domnule, eu mănânc foarte multe legume și zăvaturi, dar mi le fac singur. Eu nu cumpăr de la piață aproape nimic, decât ulei de măsline sau, nu știu, zahăr, nu cumpăr ca în stup, și am miere de albine. Mănânc foarte mult, dar eu duc o viață pe calea de mijloc. Deci nu sunt nici exagerat în zarzavaturi, nici exagerat în carne. Dar așa, mănânc mai mult carne de pui, carne de pui crescuți în libertate. Da. Orice animal industrializat nu mai este de aceeași calitate de care ar trebui să fie. Plus că în mâncăruri se mai bagă tot felul de adausuri ca să fie mai bune și devin mai rele. Deci eu azi mănânc foarte multe zarzavaturi, foarte multe legume, roșii. În roșie este o substanță care se numește lipotină și care este extraordinară, este anticancerigenă. Și roșiile rezolvă multe, foarte multe probleme. Dar să fie de calitate, să absolut, nu fie forțate, cum sunt astea care se... Eu am și acum roșii în seră. Bun. Deci acum am roșii în seră. N-am multe, așa cât să mănânc eu de Crăciun. Gata. Deci la mine un kilogram de roșii... Auzi, știi cât costă la mine un kilogram de roșii, Cristi? E neprețuit. 200 de lei. Uha! 200 de lei. Am înțeles. Maestre... Mi-am pus panouri voltaice. Aha. Da. Interesant. Nu, deja mă gândeam că aș fi vrut să mă invit la dumneavoastră, dar dacă costă 200 de lei o roșie, mă liniștesc. Nu, că o plătesc eu. Auzi, plătesc eu. Tu mănânci când mergem la Continental. Așa plătești facem. Atunci. Așa facem. Gata. Da. Maestre, vă deci mulțumesc foarte mult. Deci treaba este, știi care e toată treaba? Vă rog. Da. Să ne putem opri lăcomia. Aici este tot. E adevărat. Da. Mulțumesc foarte mult pentru această vizită absolut superbă în casele românilor. Sunt convins că tot ceea ce le-ați oferit vor ajunge acolo unde trebuie și dacă un pic se trezește, tot înseamnă că a meritat. Sărbători frumoase, Crăciun, da, eu, cu lumină și bucurie. Eu nu le spun oamenilor Crăciun fericit, ci le spun mai bine treziți-vă. Doamne ajută! Mulțumim!